Bine ați venit din nou, prietenii noștri dragi, pe canalul nostru. Bine v-am găsit din nou pe canalul nostru și bine ați venit la un nou filmuleț. Acesta practic vrem să fie ultimul filmuleț din seria Tot ceea ce vă prezentăm, ce v-am prezentat vacanța noastră la Vegas și în special cum v-am prezentat Vegasul. Și așa cum puteți să vedeți, l-am intitulat practic cazinourile și hotelurile cu interioarele lui deosebite, pentru că ceea ce o să vedeți în aceste imagini, din punctul meu și al nostru de vedere, este cireașa de pe tort, în sensul că atât de frumoasă este arhitectura interioară a acestor hoteluri și cazinouri, nu chiar toate, hai să spunem așa, pentru că o să vedeți, ele transpun într-o scenă mult mai mică reproducții ale celebrelor Paris, de exemplu, sau parte din Veneția sau New York sau așa mai departe. Plus de asta ei se concurează între ei, după cum vedeți, cu aceste aranjamente superbe, și vă las să vă uitați la imaginile acestea. Așa cum vă spuneam, acesta practic va fi ultimul nostru filmuleț pe tematică, dar vă mai provoc un pic să mai urmăriți, pentru că după acest filmuleț va mai urma un filmuleț mult mai scurt, într-adevăr, în care am selectat o chestiune care a fost foarte drăguță, foarte nostimă, ce am pățit-o noi în Vegas, și acela practic va încheia, am vrut să fie finalul. De aceea v-am spus despre el, nu vă spun nimic mai mult, pentru că vreau să vă fac curios să rămâneți alături de noi să vă uitați. Așa, haideți să revenim peste aceste imagini. După cum vedeți, în cadrul cazinourilor, în cadrul hotelurilor, sunt aceste aranjamente care ei, așa cum am spus, unele din hoteluri se bat între ele care să le facă mai frumoase, să atragă lumea, să atragă publicul. Și așa cum vă spuneam în alte filmulețe, Vegasul este mult mai mult decât jocuri de noroc, decât băutură și așa mai departe, nici pe departe. Familiile vin aici, se plimbă, sunt aceste alei, este aer condiționat, este o plăcere să te plimbi acolo, să te relaxezi. Tot ce vedeți acolo, acele candelabre, urcă, coboară, sunt ceva de vis cu scările acelea rulante, jos ai terase, restaurante, foarte faine. Într-adevăr, afară este foarte cald pe timp de vară, dar una peste alta, ei au grijă și știu să te atragă. Priviți, vă rog frumos, în continuare, aceste coloane și arhitectura cu care practic ei întâmpină turiștii, pentru că le amplasează cu o intenție, le amplasează acolo lângă cazinouri, lumea se plimbă și la un moment dat poate vor intra și în cazino și vor cheltui niște bani. Pentru că până la urmă, ei de acolo scot grosul banilor, de acolo fac bani și din restaurante și din baruri și din cazinouri. Aici, practic, este pentru ochiul nostru, este totul gratis, este totul free. Dar asta este farmecul Vegasului până la urmă, pentru că îmbină toate aceste lucruri și ai ce să faci și fără bani, ai ce să faci și cu bani, vorba aceea. Deci aici este farmecul și într-adevăr știu să îmbine toate aceste lucruri ceva extraordinar. Tot ceea ce ați văzut și ce vedeți aici, ne aflăm, ca să vă dau și câteva informații punctuale, ne aflăm la corporația hotelurilor Wynn și Encore. Acestea este un canal de shopping, cum îi spun ei. Vă rog să priviți în continuare ce lux, ce opulență, ce grandoare, ce arhitectură. Credeți-mă, pe imaginile, ceea ce le vedeți dumneavoastră, cu toate că acum când le văd și eu și le editez, se vede foarte bine, dar fiind acolo în realitate, este prea puțin, credeți-mă, este prea puțin. Și nu mă ascund să vă spun, pentru că tot ceea ce v-am prezentat în toate aceste filmulețe, am încercat să le facem nu foarte lungi pentru a nu vă plictisi, dar așa cum v-am spus, am avut foarte mult material filmat și v-am arătat mult mai puțin decât am reușit, pentru că asta este YouTube-ul până la urmă, nu putem nici să ne lungim la infinit, dar tot ceea ce am filmat noi, ce am pregătit noi, nu cred că ne-am apropiat nici măcar de 45-50% de tot ceea ce oferă Vegasul. Noi așa ne-am petrecut după mesele, după ce ne duceam de la piscină, de la resort, pentru că într-adevăr după ora 2-3 era o căldură, chiar era o căldură fantastică. V-am spus, am prins o perioadă undeva la 42, poate 43-45 de grade chiar. Am încercat să ne ducem și unde este umbră, dar până la urmă a fost destul cât a fost, după care ieșeam, bineînțeles, la un lunch și la o plimbare și totul era foarte plăcut și foarte ok în aceste interioare care aerul condiționat, deci era o plăcere practic să te plimbi, plus peisajele care le văzusem și le-am văzut, ceva de vis, ceva extraordinare.
După care vă prezentăm aici, este chiar în incinta teoretică și practică a acelui resort în care noi am stat. Se numește Palazzo Antveneziano, este enorm, cred că este cel mai mare. Cred că este cel mai mare cele două. Aici este, vă arătăm partea de gondole transpusă mica, deci Veneția, da, cu partea de gondole interioare. Este și partea de gondole exterioare, care ați văzut-o la prezentarea Vegasului de, din afară. Este practic transpusă Veneția într-o scară, adevărat, mă repet încă o dată, mult mai mică, dar cu acele canale, e adevărat, în Veneția sunt canalele mult mai mari, mai largi, dar au încercat să facă o chestie extraordinară. Gondolele sunt autentice, sunt autentice, nu... Bun, e adevărat, modele mai noi poate, dar... Vedeți acele treceri peste canal, pe dreapta, pe stânga, ba restaurante, ba magazine, pentru că lumea se plimbă acolo, se oprește la o masă, se oprește la o cafea, se oprește la un bar, se oprește pur și simplu, intră în magazine și face acea plimbare, practic, pur și simplu te uiți și era un magazin într-adevăr de firmă, aici suntem din nou la Wynn and Encore. Aici într-adevăr erau numai și numai magazine de brand, deci de top, să spunem așa, adică cele scumpe, scumpe de tot. Într-adevăr nu era foarte, foarte aglomerat când am fost noi la ora aceea. Lumea se uita, intra în magazine, dar trebuie să vă mărturisesc, într-adevăr, prea puțin am văzut care și cumpărau, să fim sinceri, într-adevăr și prețurile erau prețuri piperate, dar noi am intrat aici pentru că acest canal de shopping am vrut să vă arătăm arhitectura și tot ceea ce prezintă ei, cum știu ei să te atragă, practic, pentru că dacă totul este ceva frumos, haide să fim serioși, când te simți undeva bine și plăcut și o muzică ambientală și totul este ok, te duci altcumva și te plimbi altcumva și... Știu, au pus la punct tot ce înseamnă marketing, este extraordinar de bine pus la punct. Mă întorc încă o dată ca să scot în evidență arhitectura și peisagistica, ceea ce au construit acești, din punctul meu de vedere, extraordinar arhitecți ce au construit acolo. Este ceva de vis, credeți-mă, este ceva fantastic, este ceva de vis. Și vă îndemn pe cei care aveți ocazia, aveți posibilitatea. Orică locuiți în America și n-ați fost încă în Vegas sau cei care veniți în vacanță și puteți să vă rupeți un două zile să veniți până aici. Așa cum v-am spus, găsiți prețuri la hoteluri pentru absolut toate buzunarele. Nu trebuie să se sperie lumea să creadă că este scump, nu, nici vorbă. Poți să-ți găsești prețuri la absolut toate buzunarele. Iau o grămadă de oferte. Vă rog să priviți în continuare interioarele. Aceasta este partea unde puteam să mergem noi gratis. Acolo dincolo erau deja private. Aici este o parte de casino unde intrau cei care jucau fără limită la bani, adică cu bani mulți. Da, într-adevăr, nu putea intra oricine. Aici suntem în incinta casinoului și hotelului Paris, unde, așa cum ați văzut și în filmulețul cu mâncare, am fost și am mâncat și noi un steak la celebrul Gordon Ramsay. Este transpus micul, deci Parisul, micul Paris, micul Paris este Bucureștiul, cu, este foarte interesant făcut pentru că el este făcut în cadrul, deci îmbină foarte frumos cazinourile în același timp și restaurante și baruri. Ba pe o parte, ba pe alta, deci este o nebunie. Afară, când v-am prezentat Vegas, ați văzut, nu era foarte multă lume, pentru că uitați, lumea era înăuntru. Lumea era înăuntru pentru că lumea pe 45 de grade nu se plimbe afară, dar aici la aer condiționat și totul frumos, lumea se plimbă înăuntru și este ca și într-o piațetă. Te duci, te plimbi, te oprești la o terasă, vrei să servești ceva, nu este nicio problemă, sau ca la un festival, luați-o cum doriți dumneavoastră. Și noi în același timp am făcut același lucru, ne-am plimbat și v-am prezentat și vă prezentăm aceste imagini. Aici vedeți și clătităria la care ne-am oprit și noi și am încercat acele clătite, v-am spus, este fix ca și în Paris, cu acele felinare, după cum vedeți, cu acele alei, da, este totul extraordinar. Vă las în continuare să vă uitați, să vă delectați cu aceste imagini și revenim. Se vede și aici, în această piațetă care întruchipează Parisul, vechiul Paris, se vede ba-restaurante, ba-magazine, ba-magazine de suveniruri, ba... chiar magazine de branduri erau și chiar am surprins la un moment dat, am înțeles că acolo era intrarea, era, se organiza fix la
acest la Casino la Paris, se organiza într-o aripa lui, se organiza campionatul mondial de poker. Acum cei care sunt mari fan poker, am zis că se întindea undeva pe 3 luni de zile acest campionat, nu știu când a început, când fusesem de acolo, în fine. Dar ăsta este Vegasul. El oferă de la... El așa a pornit practic, a pornit cu jocurile de noroc, a pornit cu pokerul, pentru că asta l-a consacrat și de aici a pornit Vegasul. Priviți în continuare imaginile. Deci, credeți-mă, este superb. Este superb să te miști acolo, să te plimbi acolo, te simți extraordinar. Este relaxant, este plăcut și chiar cred că să vă bucurați și mea de aceste imagini. Aici suntem în incinta intrării, practic, suntem în holul și în incinta recepției de la Bellagio. Acest tavan, deci acolo, sunt, acolo este intrarea și acest tavan cu aceste, acest aranjament floral foarte colorat, nu știu din ce sunt, din sticlă sau din ce, este, și acesta este foarte renumit la Bellagio, pentru că Bellagio, într-adevăr, este... Când spui Bellagio și intri în Bellagio, se simte acea notă de lux și opulență de departe. Cred că Bellagio a fost primul hotel care a dat această, acest ton de lux și opulență. În stânga este recepția, în dreapta, cum stăm acum cu imaginea, este cazinourile și parte de restaurante. Iar aici în față, din nou Bellagio a dat acest, acest ton, să spunem așa, de aranjamente florale, ceea ce l-ați văzut și la Wynn, dar o să vedeți ce este aici, pentru că aici Bellagio îl formează undeva, îl construiește undeva periodic, undeva la, mi se pare că la 2-3 luni tot schimbă tematica. Noi am mai fost odată la Bellagio și am văzut cu totul altă tematică. Acum, după cum puteți să vedeți, este, și din ce ne-am dat și noi seama, este tematica de acel filmuleț foarte animat, Regele Leu. Este parte de junglă cu girafe, cu zebre, cu maimuțe. O să vedeți și o cascadă. Este foarte fain, foarte drăguț. Palmieri, bineînțeles. Și o să vedeți și leii. Deci ei aleg pe tematică. Și în momentul în care fac aceste tematici, vă rog să priviți și mea, să vă lăsăm să vă urmăriți câteva imagini, să vedeți ce frumos sunt aranjate și proiectate. Priviți, aici este Regele Leu, da? Vedeți acea boltă, pentru că este expres așa construit hotelul și cazinoul, ca în această parte, în acest loc se face această tematică deosebită. Este plin de lume, este foarte multă lume. Am încercat să venim și într-o seară, am zis că poate îmi găsim mai puțin lume să putem să facem o filmare și mai ca lume, și mai ca lume. Nu, n-am avut cum, seara era și mai multă lume. Pentru că lumea, într-adevăr, știe de treaba asta de la Bellagio și se duce, într-adevăr, la Bellagio să se fotografieze, să filmeze și este frumos. Priviți, vă rog, totul este, toate detaliile sunt puse așa cum trebuie, cap la cap, deci nu lipsește nimica. Fiecare detaliu este așezat la locul lui cum trebuie, este gândit. Până la urmă, totul este perfect. Vă las în continuare să priviți aceste imagini, să vă bucurați mioasă de ele. Și o să revenim cu restul filmării. Iar aici, undeva în lateral și în spatele acestei prezentări a tematicii Regele Leu, erau două sau trei restaurante dintre cele mai de lux și dintre cele mai scumpe. Nu erau deschise, dar am surprins și câteva imagini, o să vedeți imediat cum
pregăteau. Sunt niște restaurante practic deschise, în sensul că nu își trag jaluzelele sau așa mai departe, nu, ele sunt delimitate de acele gărdulețe care sunt construite, și un exemplu este acest restaurant. După cum puteți să vedeți, am surprins, se făcea curățenie, se făcea pregătirea pentru a se deschide restaurantul. Sunt restaurante de lux, Bellagio, așa cum am spus, este lux și opulență. Aici suntem tot în interiorul lui Bellagio, ne plimbăm, sunt alei foarte largi, te duci până într-o parte, până într-alta, te întorci. Practic ai ba un băruleț, ba o, un mic restaurant, ba locuri de refugiu unde poți să te așezi, să-ți bei o cafea sau o apă, pentru că într-adevăr era și, după cum vedeți în, aici, priviți în continuare arhitectura și peisagistica care este fantastică. La un moment dat am surprins la geamurile acestea, este interiorul lui Bellagio unde sunt piscinele, resortul lui Bellagio, cei care sunt cazați acolo au doar acces acolo. E, am făcut și eu câteva imagini, este ceva superb. Și aceasta este o chestie foarte faină, noi inițial am trecut pe lângă ea, nu ne-am dat seama ce este. După care când ne-am reîntors, este o fântână de ciocolată. Da, așa cum auziți, vă rog să priviți, este o fântână de ciocolată, este extraordinar, foarte interesant lucrată. Este... Și după cum se vede, sunt mai multe nuanțe de ciocolată. Este și ciocolată cu lapte, este ciocolată neagră și cred că mai este și altceva. Vă rog să priviți, este ca un fel de circuit din ce am înțeles, de unde pornește de sus. Este ceva fantastic. Asta este Bellagio. Da, este ceva într-adevăr care ni s-a părut și nou foarte interesant. Toată lumea se oprea acolo. Au și magazin acolo unde poți să-ți cumperi tot felul de ciocolată. Suntem din nou aici în incinta hotelului și cazinului Paris, unde mai surprindem încă câteva imagini. Eu nu am fost în Paris, dar din ce am înțeles, cam așa este transpus cel puțin vechiul Paris sau Parisul mai centrul vechi al Parisului, să-i spunem așa, partea veche a Parisului. Acolo s-a văzut și cum este piciorul de la practic picioarele de la turnul Eiffel, această fântână și monument care da, este și în Paris. Da, cu, vedeți cu, acel, cu acei stâlpișori care îți arată indicațiile, direcțiile. Așa. Iar aici am revenit din nou la venețian. Așa cum am spus, venețianul este legat de Palazzo, unde noi am fost cazați. Practic această piațetă, am înțeles că este în Veneția, există în Veneția și este transpusă într-o, e adevărat, într-o scară, încă o dată mă repet, mult mai mică aici. Este superbă. De departe a fost una dintre cele mai frumoase din punctul nostru de vedere atracții, să-i spunem așa. Vedeți, acolo este personajul Batman, Catwoman. Ei încearcă să atragă pe toată lumea, inclusiv și copiii care vin, pentru că sunt personajele care lumea, sau nu neapărat copiii, și adulții se uită la aceste filme. În această piațetă este plin de lume pentru că sunt și vreo 3 sau 4 restaurante, o gelaterie, mai sunt și câteva magazine și așa mai departe. Și după cum vedeți, detalii arhitecturii, este ceva extraordinar, așa ca și cum este în Italia, în Veneția. Deci este ceva frumos, este ceva superb, acel cer care practic este o boltă care... intensitatea luminii este mai puternică sau mai mică în funcție de cum este afară zi sau noapte. Este ceva super, totul este foarte lucrat. Mi-a plăcut foarte mult. Nouă persoane ne-a plăcut enorm de mult. Aceasta este o gelaterie. Am încercat și înghețată de la gelateria aceasta. Având în vedere că noi ne așteptam să fie gelaterie italiană, nu cred că a fost italiană, pentru că nu s-a ridicat la valoarea. Noi am mâncat înghețată italiană și noi știm ce calitate are înghețată italiană, dar una peste alta a fost o înghețată ok, răcoritoare în zilele acelea toride de la Vegas. Vedeți în continuare magazinele, restaurantele cu terase încă în interior, erau locuri unde stăteai. Chiar la acest restaurant am fost și noi, am prezentat la un moment dat unul dintre filmulețe și aveau inclusiv și terase. Ceea ce la americani nu prea vezi, în Europa vezi așa ceva terase, la americani nu prea vezi aceste terase. Da, vă las în continuare să vedeți această arhitectură, este deosebit de frumos. Am trecut pe partea cealaltă din nou și... după cum se vede, pe dreapta, pe stânga sunt tot felul de, deci, după ce am trecut din nou canalul, sunt magazine cu tot felul de branduri,
mai mult sau mai puțin cunoscute și restaurante. Asta este practic. Lumea se plimbă acolo, deci este plăcut, este frumos. Vă las în continuare să mai urmăriți imagine și revenim. Și am făcut și noi o plimbare cu gondola. Într-adevăr, l-ați văzut câteva imagini pe gondolierul nostru. Eu filmam, soția mea și cu Vlad, pentru că Tudor și cu bunica n-au putut să vină, că Tudor nu are răbdare pentru așa ceva. Era o chestie inedită, într-adevăr, la o scară mult mai mică, să vezi cum este să stai într-o gondolă, cum să te plimbi pe un canal. Hai să spunem, chiar dacă nu era Veneția, dar era până la urmă o transpunere într-o scară mult mai mică. A fost o experiență drăguță, o experiență frumoasă. Gondolierul a intrat în vorbă cu noi, ne-a povestit un alta, ne-a întrebat de unde suntem. Ne-a spus că venim din România, dar că locuim în California și el a locuit cândva acolo. Aceasta este o gondolă care o folosesc, se închiriază pentru cei care se căsătoresc și doresc să facă o plimbare, să-și facă poze și așa mai departe. Privitor de cu acest secvență, de atâta vă spun pentru ultimul filmuleț care va fi, este vorba de acest gondolier care am pățit o chestie foarte faină, vă rog să stați. Lumea aruncă acolo monezi sau chiar bagnote, o să vedeți pe partea dreaptă, au aruncat și bagnote. Se cred că la Veneția, vedeți, apa este, nu este mare, este mică apa, într-adevăr, și este foarte curată și foarte limpede. Bunica și cu totul erau pe margine, se uitau. Pentru că v-am spus, locul este, acolo era o întoarcere a gondolei. Iar aici suntem la la Planet Hollywood, suntem în incinta lui Planet Hollywood și acesta este unul dintre, ca și Parisul, este unul dintre, vedeți ce frumos este acest bar-restaurant cu avionul acela. Sunt lucruri drăguțe, sunt lucruri care inedite, care nu le vezi în altă parte. Nu știu ce a vrut să întruchipeze aici, cred că Orientul, ceva din partea Orientului, din partea arabă, am impresia după cum văd clădirile, dar... Da, v-am spus, fiecare are tematica lui, fiecare încearcă să abordeze o altă tematică și, mă repet încă o dată, Planet Hollywood este unul dintre primele foarte vechi hoteluri și cazinouri care sunt deschise. Au încercat și încearcă să facă toate aceste lucruri, lumea se plimbă, să se simtă bine, să aleagă până la urmă, mă duc acolo sau mă duc în partea cealaltă și să se simtă ok, să se simtă bine. Da, deci vă las în continuare să vedeți aceste imagini. Iar aici ne-am întors din nou la Venețian și la Palazzo. Am văzut această transpunere fantastică de... Nu știu cum să-i spun, este ceva frumos. Nouă ne-a plăcut foarte mult și am făcut și această filmare. Este la o altă intrare, la practic este la una dintre multele intrări. Așa cum am spus, hotelurile acestea mari au multiple intrări. Și... în momentul în care se intră, de ce încearcă să atragă lumea cu tot felul de chestii foarte, foarte faine, atrăgătoare, să placă ochiului, în primul rând, pentru că asta e primul lucru. Soția mea, noi am făcut o tură cu Vlăduț până jos pe scările rulante, soția mea ne face cu mâna și în același timp și dumneavoastră și am vrut să surprindem și aceste imagini care credem noi că sunt faine, sunt foarte faine chiar. Și vedeți, acolo în afară deja se iasă pe strip. Priviți arhitectura, este partea mai nouă un pic a lui Venețian, din ce am înțeles. Este o parte mai modernă, e adevărat, în care nu... Deci lasă partea asta de modern și de nou. Nu am văzut, după cum se vede, partea aia altă. O să o vedeți imediat, că de aia le-am și pus una lângă alta, pentru că vrem să vă arătăm contrastele, cum îmbină noul și modernul cu partea aceea clasică. Așa, aici este intrarea principală a Venețiană, ați văzut ce candelabre și intrările. Vă rog să priviți coloanele, aceste picturi și aceste fresce care sunt expuse. Este ceva extraordinar, vă spun. Deci, eu n-am mai văzut niciodată așa ceva. Dacă așa o fi în Veneția, atunci nu pot decât să nota 10.
n-am ce să spun. Vă rog, credeți-mi, este extraordinar. Aici, practic, intri, te duce partea care leagă recepția de la Venețian cu cazinoul de la Venețian, de la hotelul și cazinoul Venețian. Este ceva frumos, este ceva spectaculos, credeți-mi, este ceva... n-am cuvinte. De aceea vă spun încă o dată, ai ce să faci. Vedeți, acolo este cazinoul și în partea cealaltă este recepția. V-am spus, ai ce să faci, ai ce să vezi, ai cu ce să te delectezi. După cum vedeți, nu suntem numai noi cei care ne uităm, numai noi cei care filmăm. Foarte multă lume face același lucru. Aici este intrarea, din partea dreaptă. Vă rog să priviți această boltă superbă. N-am cuvinte, acea fântâniță din mijloc care lumea stă, se fotografiază, se filmează. Este ceva extraordinar, fantastic. Deci nouă ne-a plăcut și credeți-mă, tot ceea ce vedeți în aceste imagini este... prea puțin ca să vedeți această frumusețe, să vedeți acest lux și această opulență, care până la urmă este făcută și pentru ochiul omului, ca să ne bucurăm și noi de fiecare lucru. Uitați-vă recepția care este la Venețian. Lumea stă în continuare la rând pentru că lumea se caza. Lumea se caza, într-adevăr. Vine lume, vine, pleacă, vine, pleacă. Este o adevărată nebunie acolo, credeți-mă ce vă spun. Da. Și de aceea v-am pus acea clasicul cu modernul și noul. Iar priviți, vă rog frumos, aici și pe aceste imagini vom face și încheierea. Dragii noștri prieteni, aceasta a fost filmarea noastră și de astăzi. Și așa cum v-am spus, mai stați un pic, mai o să fie un filmeț foarte scurt după acest filmuleț. Dar dacă v-a plăcut și acest filmuleț, vă rog frumos să ne dați un like, să ne dați un share la prietenii, la cunoscuții noastre. Iar dacă sunteți pentru prima oară pe canalul nostru, vă rog frumos să vă apăsați butonul subscribe, să vă subscrieți la noi. Și așa cum vă spunem de obicei, să ne vedem, să ne auzim cu bine. La revedere!